Salut, camarazi! Mă aflu în portul Giurgiu. Vedeți Dunărea și Rușciucu sau Ruse de la bulgari. Aici am copilărit 17 ani. Uite, un vapor aș tras cu urcați. Pe uscat aici era, uite, și maidanezi, bineînțeles, se plindă maidanezi pe aici. Asta e nesimțirea noastră care, conducătorilor care îi alegem. Asta e o șalupă micuță a mea aici, parcă. Aici era un pichet de grăniceri, jucam fotbal cu grănicerii când eram copil aici. Aici era o parte din portul Giurgiu, care s-a cam ramolit. Și pe pontonul ăsta am trăit 17 ani, uitați, e același. 17 ani am trăit aici. Aveam și două camere în oraș, dar îmi plăcea mai mult aici, că aici treceau vapoare, remorchiere străine. Era mai pitoresc, vedeți și voi, arată mai pitoresc. Au mai trecut, am mai curs apă pe Dunăre, dar vedeți, vis-a-vis e Ruse, Rușciuc. Vedeți, aici, pe pontonul ăsta am stat toată copilăria, de 17 ani, acolo se vede la kilometru și ceva e Bulgaria, Ruse. Vedeți, șlepuri, barge aici care așteaptă, aici se repară la pontonul ăsta. Ziceau că Dunărea a scăzut, e drept că e cam scăzută, se vede. Când eram eu copil, era aici unde am eu picioarele, era inundat. Pe aici ne plimbam cu barca. Înțelegeți? Aici făceam baie în Dunăre când eram copil. Aici e căpitania Giurgiu. În capăt acolo era o terasă, un restaurant, cred că mai e și acum. Urât cu maidanezi astea pe aici, plindă maidanezi, arată nesimțire. Dar mă rog, asta e. Asta e țara în care trăim, aici se repară, face un ponton mai modern. Ia uitați maidanezi aici. Așteaptă osul și să ne muște de mă dragi. Înțelegeți? Aici e fosta căpitanie Giurgiu. Aici e tot felul de barje, uite, și aici o barjă cu pavilion olandez. Se vede că asta are pavilion olandez și românesc în față, că e pe teritoriul nostru. Fosta că pe aici era, în partea stângă, acolo sus, era prietenul meu, Mihai Moroșanu, care m-a inițiat în rock, în pop, în folk, în blues. Acolo ședeam nopțile cu el, că el era, transmitea prin morse, ținea legătura cu remorchierurile românești care mergeau la Regensburg, la Viena, și ținea legătura cu ei prin morse. Și cum avea aparatură complicată, mai sofisticată, de proveniență rusească, ascultam și Europa Liberă, metronomul Cornel Chiria, duminica de la 2 la 6, erau 4 ore sfinte, metronomul duminical al lui Cornel Chiriac. Așa, uite aici un ponton mai modern. Așa, aici probabil că e pontonul pentru nave turistice și uite un marinar acolo la cârmă. Așa. Și aici sus era un restaurant, acum nu știu ce mai e. S-a schimbat e mult din vremea copilă. Aici e, uite, un ponton mai modern. S-au schimbat multe în vremea copilăriei mele pe aici. Înțelegeți? S-a curs multă apă pe Dunăre. Este un ponton mai modern. Parcă are și restaurant sus, are chiar restaurant. Portul Giurgiu. Da, e un restaurant, se vede. E și pe aici. Elita comunistă
a jefuit și pe aici a pustit totul, știți? Că nu mai ieși, înțelegeți? Aici iarăși un ponton restaurant, arată mișto să iei masa pe Dunăre. Așa vedeți barjele pline cu cărbune, cred, unele. Și acolo, pe fundal, e podul prieteniei. O să mai mă apropii de el. La ponton, restaurant ăsta de aici. Vedeți? E pitoresc să mănânci pe Dunăre. Arată frumos. În spate e câmpul, izlazul. Uneori inunda Dunărea aici, în spate, primăvara, venea apă multă și inunda. Aici alte pontoane. Azi e miercuri, sunt și ceva turiști sau oameni cu bani. Uite, o cracă a rămas înfiptă. Vedeți, de fapt, un copac, un trunchi de copac s-a înfipt în pontonul ăsta. Uite cum a rămas acolo. Și aici sunt multe nave, adică o barjă de fapt. Urât arată maidanezii ăștia pe aici. Aici e tot un restaurant. E aici plimbăr cu vaporaș. Vedem pe unde trecem pe aici. Aici e un restaurant mai chic. Așa. Aici arată cam pustiu, așa, pe stânga. E un pier și un restaurant cu loc de joacă. Sunt mai multe restaurante aici. Românul trebuie să-și umple burta întâi. Așa. Mergem spre fostul șantier naval. Aici e tot un restaurant. Mergem spre fostul șantier naval, așa m-am încălzit. Mai îmi desfac fermoarul. Așa. Aici tot restaurante. Ne apropiem de fostul șantier naval. Aici e ceva, un strand sau era? Da, cred că strand a rămas aici. Vedeți? Da, e un strand. Pare cam părăsit așa. Acolo în față e, cum să zice, e podul prieteniei. Acolo e podul prieteniei, în spatele pădurii ascuns. În față mai avem zona liberă, înțelegeți? Avem zona liberă. Aici e cam pustiu tot și antenele 5G care le vedeți acolo, ca să nu scăpăm de ele. Mai merge. Cam totul arată
dezolant. Ne apropiem de o antenă acolo, un radar sus. Nu știu ce rost are, dacă e statală sau privată. Aici se vede în dreapta șantierul Giurgiu, se vedea macaravele. Așa. Aici clădirea asta e modernă, e nouă. E făcut acum. Și aici e un bloc. Nu știu dacă e locuit. Aici, bloc, pare bloc de locuință, dar pare cam pustiu. Da, e pustiu. Ferestre sparte. Aici, capitania zonală Giurgiu. Aici, da, iau și antena sus. Aici, în dreapta, e șantierul naval Giurgiu și alături de fostul stadion al Dunărea Giurgiu, unde jucam fotbal când eram copil. Deci aici e șantierul naval, ce-a mai rămas din el, că în loc să-l mărească, să facă ce trebuia să-l folosească, l-au lăsat să ruginesc. Așa a fost ordinul. Înțelegeți? Aici tot felul de vaporaș, un vaporaș aici. Și geamanduri. E o șalupă care merge acolo. Vedeți? O prinde camera, vaporaș și geamanduri de toate mărimile, așa e pe apă, cu geamandura. Înțelegeți? Și aici sunt vreo 2-3 remorciere. Uitați-vă aici niște remorciere. Asta e cea mai rămas din șantierul Giurgiu. O ruină aproape. Probabil că l-au tăiat și pe ăsta la fiare vechi, ca de obicei, ca așa era ordinul. Poate aici niște remorciere, un vaporaș mai în spate, aici iarăși un remorcier. Uitați, barge pe acolo, șlepuri, șalupe, vreo 3 macarale, cât 5 macarale, 3 mari, 2 mai mici. Cam dezolant arată totul. Dezolant. Aici alte geamanduri. Aici iarăși o fraie ca la cineva privată și era al poporului român. S-aud motoarele la remorchiere. Aici o hală care nu era pe vremuri. Așa. Deci stai să văd dacă mai merge. Merge. Așa. Uitați, și-a mai rămas din șantierul, din șantierul naval Giurgiu, aproape nimic. Tot e vrește. Dezolant și abandonat. Hai că mă opresc aici, vă filmez mai târziu.